domnul președinte a Republicii Moldova, stimate doamne, al Sănătății Mărului Rincu, stimate domnul președinte al Comisiei al Stării Sociale, stimate Parlamentul Republicii, stimați reprezentanți ai Sfânia, stimați colegi, anumite asistenți, vă salutăm cu drag și vă mulțumim că ne arăți cu prezența la deschiderea substanței de asistență medicală de urgență Orhei. Este un obiectiv care a fost realizat în ultimul an. Este un obiectiv care, după cum vedeți, pare frumos, pare măreț, dar în același timp a fost un obiect ambițios, vreau să spun, pentru că a necesitat multe coordonări, multe adaptări la teritoriu, cu multe minime arhitecturale, cu multe decizii și corectări tehnice, dar într-un final, echipele managerale și a instituției noastre, și a agentului economic, și cei care s-au implicat suplimentar ca subcontractanți au dat dovadă de răbdare, corectitudine, înțelepciune și, în sfârșit, acest obiect, iată, este în fața dumneavoastră, practic ca o bijuterie. Sigur că, fără aportul, și aici vreau să mulțumim Ministerul Sănătății, personalul domnului ministru Alin Mirincu, pentru că ne-a ajutat la realizarea acestui proiect și vreau să mulțumesc tuturor celor care zi și noapte, cu adevărat, cu dedicație, cu profesionalism, au făcut posibil realizarea lui. Este un obiect cadru care sperăm să-l realizăm în viitor și în Chișinău, la Ciocana, în ultimul timp, sper peste un an și la Cahul, pentru că asemenea condiții cu săli frumoase de odihnă, cu săli frumoase de lucru, cu săli de instruire, dar cu sisteme de încălzire și ventilare ghidate electronic, merită să fie asemenea edificii, în general, în cadrul asistenței medicale de urgență prespitalicești. Și desigur că acest lucru a fost posibil de realizat având în țară stabilitate, având în țară pace, având în țară încredere în ziua de mâine și având certitudinea că țara beneficiază de investiții, de proiecte, de deschidere totală și de o colaborare nemaipomenită, întâlnită până în prezent. Pentru ce aducem sincer mulțumim conducerii de vârf a Republicii, în special doamnei președinte Maia Sandu. În acest context, permiteți-mi să ofer cuvântul președintele Republicii Moldova, doamnei Maia Sandu. Bună dimineața, dragă comunitate medicală, domnule ministru, domnule deputat, doamnelor și domnilor, sănătatea moldovenilor este o preocupare majoră pentru noi și la minister, și la parlament, și la președinție, și de aceea de fiecare dată când putem să mai demonstrăm o dovadă a modernizării sistemului nostru, mă bucur. Și bineînțeles că vreau să mulțumesc Ministerului, Guvernului, că reușește să mobilizeze resurse și mă bucur că am reușit și eu, prin eforturile de politică externă, să mobilizez resurse externe, pentru ca să putem să ne mișcăm mai repede. Și atunci când vorbim despre investiții, și cred că în ultimii 2 ani și jumătate, am crescut substanțial investițiile pentru sistemul medical, am investit în jur de 3 miliarde de lei, doar în sistemul dumneavoastră s-au investit peste 300 de milioane de lei
Și acești bani înseamnă lucruri concrete, nu înseamnă doar niște cifre care le scrim în rapoarte. Acești bani înseamnă lucruri concrete, unul dintre ele îl vedem astăzi aici, o să vedem și autospecialele pentru sistemul dumneavoastră. Deci această substație de asistență medicală urgentă, prespitalicească, de la Orhei, este un exemplu al efortului pe care îl facem noi cu toții ca să îmbunătățim calitatea serviciilor medicale, așa încât oamenii noștri să fie mai sănătoși și condițiile de muncă pentru dumneavoastră să fie mai bune. Întotdeauna spun că trebuie să facem mai mult și o să mobilizăm resurse pe intern, o să prioritizăm în continuare domeniul sănătății, dar putem să facem mai mult cu sprijin extern și mai ales cu sprijinul Uniunii Europene. Dumneavoastră cunoașteți cât de mult contribuie Uniunea Europeană la dezvoltarea Republicii Moldova și înțelegeți cu cât ar putea crește acest sprijin dacă Republica Moldova nu ar fi doar o țară parteneră a Uniunii Europene, o țară asociată, dar ar fi un stat membru al Uniunii Europene. Și aici avem nevoie de ajutorul dumneavoastră, pentru că sunt sigură că dumneavoastră vreți să aveți condiții mai bune de lucru și de viață aici acasă, dumneavoastră vă doriți ca oamenii noștri să poată să beneficieze de servicii medicale de o calitate mai înaltă, pentru că integrarea europeană nu înseamnă altceva decât să ne ridicăm și noi la nivelul standardelor europene, la nivelul standardelor de sănătate europene, la nivelul standardelor educaționale, la nivelul salariilor europene, a pensiilor, a calității drumurilor, a modului în care arată localitățile noastre și acest lucru se poate întâmpla. Și se poate întâmpla destul de repede. Depinde de noi. Noi facem eforturi aici, în sistemul dumneavoastră, în alte domenii, ca să ne apropiem de standardele Uniunii Europene, dar este important să ne asigurăm că această perspectivă, această șansă este înțeleasă și folosită de toți cetățenii Republicii Moldova. Pentru că, așa cum am spus de fiecare dată, integrarea europeană va ajuta, de integrarea europeană va beneficia absolut fiecare cetățean al Republicii Moldova. Nu va fi nimeni exclus și nu va avea nimeni de pierdut. Toți oamenii cinstiți, toți oamenii care muncesc onest în țara asta vor avea doar de câștigat. Noi contăm pe munca dumneavoastră dedicată în continuare. Vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți. Vă mulțumim că și atunci când condițiile au fost foarte grele, dumneavoastră ați reușit să ajutați cetățenii noștri. Vă mulțumim că faceți acest efort în fiecare zi. Am trecut printr-o perioadă complicată atunci când ne-am confruntat cu pandemia. Noastră ați fost în prima linie și vă mulțumesc încă o dată. Acum avem alte probleme, ne confruntăm cu această caniculă care este la fel de, poate mai puțin, dar oricum este periculoasă pentru sănătatea oamenilor și noastră sunteți în prima linie și vreau să mulțumesc pentru tot ce faceți și să vă spun că noi în continuare o să muncim ca să îmbunătățim condițiile de muncă pentru dumneavoastră, dar avem nevoie de sprijinul dumneavoastră ca să putem să facem acest lucru mai repede și mai bine. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna președinte. Vreau în mod special să spun astăzi că, da, s-ar părea că datoria noastră de bază este acordarea asistenței medicale de urgență. Dar cea mai mare datorie este totuși datoria noastră cetățenească. Noi suntem serviciu de asistență medicală prespitalicească. Suntem un colectiv de cetățeni activi. Și ziua de mâine, perspectiva dezvoltării țării, perspectiva dezvoltării sistemului de sănătate, ne aparține inclusiv și nouă, prin atitudinea noastră, prin responsabilitatea noastră, prin aportul nostru. De aceea noi, astăzi, spunem că datoria cetățenească și crezul serviciul de asistență medicală de urgență este în marea familie a Uniunii Europene. Și serviciul este pentru referendum.
pentru Uniunea Europeană. Cum spuneam anterior, fondatorul nostru, Ministerul Sănătății, pe toate absolut direcțiile, este un promotor activ a reformelor. Un promotor care implementează utilaje noi, metode de tratament noi, calitatea comunicării s-a schimbat. De ce? În acest context vreau să admir și totodată să spun că Ministerul Sănătății este cel care astăzi, ca niciodată, promovează calitatea serviciilor medicale. Și acest edificiu este în mare parte aportul Ministerului Sănătății. În acest context, permiteți-mi să ofer cuvântul doamnei ministru Ala Nemirenko. Bună dimineața, stimați colegi, doamna președinte, domnul deputat, domn director și, repet încă o dată, cu mult drag, stimați colegi, eu sunt astăzi bucuroasă să împărtășesc cu dumneavoastră această bucurie și vă felicit din suflet că din ziua de astăzi o să activați în condiții mult mai bune decât le aveați înainte, ca să nu mai spunem că aproape nici nu le aveați aici la Orhei. Serviciul de asistență medicală de urgență, cum o numim noi prespitalicească, este într-adevăr un serviciu cu un impact crucial asupra sistemului de sănătate. Anume, de dezvoltarea serviciului dumneavoastră depind două lucruri extraordinar de importante. Deci, practic, pacientul critic și tot ce se întâmplă cu el după la spital depinde cât de repede reacționați și cât de calitativ. Și doi, atunci când vorbim de pericole pentru țară, când vorbim de orice urgențe majore, serviciul dumneavoastră este, de fapt, pe linia întâi. Și noi deja am avut ocazia nefericită să trecem prin așa momente, dacă ne amintim de perioada pandemică, după aceasta cu începerea războiului în Ucraina, de asemenea presiunea refugiaților a venit iarăși foarte mult pe serviciul dumneavoastră și dacă ne referim și la multe, multe alte urgențe cu care ne ocupăm la Ministerul Sănătății ca să creăm politici și este vorba de urgențe de oricare gen, accidente, cataclisme, deci pericole nucleare, deci dumneavoastră sunteți de fapt totdeauna în linia întâi și vreau să vă mulțumesc pentru aceasta și noi la Ministerul Sănătății este foarte important ca să vă punem în mână acele instrumente necesare pentru ca dumneavoastră să vă faceți munca bine. Când am venit la minister era încă în plină pandemie. Acum și în august se fac 3 ani de zile, dar ne-am pus echipa Ministerului un plan destul de ambițios ca să modernizăm serviciul de sănătate absolut pe toate liniile și dacă observați ne mișcăm în paralel atât în spital cât și la dumneavoastră, fiindcă atunci când cerem de la personalul medical, începând cu medici, asistenți medical, alt personal, calitatea actului medical, trebuie să ne întrebăm care sunt condițiile în care activează, ce are la îndemână, care sunt echipamentele, medicamentele pe care le punem la dispoziție personalului medical, astfel ca într-adevăr să cerem de la dumneavoastră acea calitate pe care o așteaptă pacienții noștri, cetățenii Republicii Moldova. Într-adevăr, am investit foarte mult. Făceam un calcul aproximativ și acum recent, la jumătate de an, atinsesem cifra de circa 3 miliarde de lei în sistemul de sănătate, investiție aceasta fără banii companiei de asigurări care plătește serviciile procurate. Mă refer la investiții care au venit din sursele bugetare, dar de asemenea de la partenerii noștri europeni, cel mai frecvent țările Uniunii Europene, Japonia, Statele Unite. Deci noi am investit undeva circa 323 de milioane de lei în 2 ani și ceva doar în serviciul în care activați dumneavoastră. Am construit în foarte multe sate, în zone rurale, în punctele de asistență medicală urgență, edificii astfel ca colaboratorii să aibă condiții. Am adus 75 de ambulanțe, majoritatea de tip B, dar și A și C. Acum sunt
Deci, pe drum să ajungă încă 62, 14 au intrat deja în țară și aceasta este pentru ca dumneavoastră să puteți să ajungeți cât mai repede la pacient și să interveniți. Am oferit din diferite donații cu ajutorul partenerilor echipamente foarte moderne pentru resuscitarea pacientului, astfel ca iarăși dumneavoastră să puteți în momentele critici să faceți puțin din lucrul dumnezeiesc, anume de a salva viața. Punctul din Orhei, de fapt stația de asistență medicală de urgență din Orhei este foarte importantă, deoarece dumneavoastră deserviți nu doar populația municipiului, dar aveți încă 74 de localități rurale, iar echipele care sunt dislocate aici, cu ambulanțele care sunt aici, deservesc populația municipiului și încă 11 localități adiacente rurale, și asta înseamnă sute de mii de populații și aceasta înseamnă zeci de mii de solicitări pe parcursul anului. Vreau să vă spun că nu o să ne oprim aici, dar totodată o să ne permitem să cerem o atitudine extraordinar de caldă, prietenoasă, respectuoasă față de cetățenii acestei țări, deoarece am rămas de fapt o mână de oameni în această țară, ne cunoaștem aproape toți unul pe celălalt și ar trebui să avem un respect extraordinar față de, în special, copiii țării acesteia, bătrâneii care ades solicită ambulanța. Uneori ni se pare că nu totdeauna este argumentat, dar ei au nevoie, deoarece de multe ori sunt singuri undeva departe într-un mic cătun moldovenesc. Eu vreau într-adevăr să vă rog să fiți responsabili, să trecem prin acest exercițiu mare pe care îl avem a trece în această toamnă, deoarece într-adevăr ne dorim să investim în continuare și nu trebuie să ne oprim aici, trebuie să creștem în continuare salariile așa cum am făcut-o în fiecare an, astfel ca dumneavoastră să nu vă gândiți cum să vă întrețineți familia, să copiii dumneavoastră să poată să meargă la școli bune, la grădiniți bune, să aibă un viitor luminos aici acasă, și noi am demonstrat-o, eu cred că serviciul dumneavoastră a simțit foarte bine ce înseamnă majorările de salariu și vă asigur că guvernul va continua în acest sens. Va continua să construiască, va continua să investească, nu doar în edificii, nu doar în echipamente, dar în calitatea vieții oamenilor care trăiesc aici în Republica Moldova. Eu vă felicit încă o dată, vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți și ziua și noaptea, cunosc condițiile de activitate în domeniul dumneavoastră, sunteți apreciați, ne mândrim cu dumneavoastră atunci când avem a comunica presei cazuri de mare succes și vă doresc multă sănătate, bucurii și succese mari în activitatea dumneavoastră. Mulțumim, doamna ministru. Trebuie să constatăm că și în serviciul de urgență, dar în general în medicină, odată cu modernizarea activității, odată cu implementarea reformelor, s-au schimbat și cerințele față de serviciul medical. Și pacienți au devenit alții. Posibil că și în plan normativ și în plan legislativ vor urma și aici careva corectări pentru a avea o simbioză, pentru a avea o activitate mai fructuoasă. Și iată, în acest context, vreau să ofer cuvântul domnului președinte al Comisiei Asistență Socială și Sănătate în Parlament, Adrian Bielei. Stimată doamnă președintă, stimată doamnă ministră, dragi colegi, ne aflăm aici într-un punct destul de înalt, încât în zare se vede o bună bucată de țară și noi vedem că țara noastră este foarte frumoasă și această țară merită să trăiască în pace, în prosperitate, iar cetățenii ei să fie fericiți și să fie dornici să se întoarcă acasă a cei care au plecat. Dumneavoastră observați că pe întregul teritoriu al țării zilnic au loc mici, mari evenimente, cum este acest eveniment. Și este vorba de proiectele mari de infrastructură, de programul satului european, de proiectul de modernizare a rețelei rutiere, apeducte, școli, grădinițe,
Țara se construiește, țara se modernizează în pofida tuturor provocărilor prin care ea trece și eu vă felicit pentru faptul că împreună putem construi cu succes țara noastră comună. Referitor la sistemul medical, este cel mai aproape de noi toți în acest context. Sănătatea și învățământul sunt pilonii de bază a unei societăți sănătoase. Noi, într-un fel, răspundem de sănătatea populației și suntem un mecanism care funcționează ca un ceas. Dumneavoastră știți cel mai bine cât de important este de a sosi la timp, de a acorda primul ajutor medical, de a duce pacientul la spital, unde îl așteaptă deja secții modernizate, programul AVC, programul de farmacii lăsate, dotările unităților de terapie intensivă, unitățile de primire urgente. Toată țara se transformă, toată țara se schimbă și fiecare cetățean își are contribuția lui. Noi suntem atât de diferiți, însă totodată atât de unici și această diversitate a noastră este o bogăție a țării și din acest motiv noi merităm să trăim mai bine. Este o muncă asiduă, dar este foarte important să fim perseverenți, să mergem înainte și pe lângă munca noastră de zi cu zi sunt momente istorice în care o mică acțiune schimbă viitorul foarte, foarte mult. Toamna, luna octombrie, referendumul, da? Un vot pro pentru că aceste schimbări să fie ireversibile, mult mai bune, mult mai mari și o țară mult mai frumoasă și prosperă. Felicitări cu această zi, sunteți bravo și mergem cu toții înainte în Uniunea Europeană. Mulțumim, domnule președinte. Mi-am adus aminte ministrul extern de finanță al Franței, care a fost unul din autorii ideii Uniunii Europene, Robert Schuman, la 1950, spunea că Uniunea se va face pe cel puțin câteva principii. Pace, securitate, siguranța zilei de mâini și toate reformele pentru oameni. Iată, despre securitatea și confortul zilei de mâini, îl rugăm pe domnul doctor Axacal în serviciu de urgență, Igor Cazac. Bună dimineața tuturor! Am onoarea astăzi să vorbesc din numele veteranilor serviciilor de urgență din Orhei. Activez în acest domeniu 35 de ani. În acest timp am avut diferite perioade cu diferite condiții de muncă. Au fost perioade foarte grele. N-aș vrea să intru în detalii, dar pot să vă dau un simplu exemplu, că erau timpuri când ne bucuram de o solicitare pentru că aveam posibilitatea să ne încălzim lângă motorul autosanitar. Toți suntem martori că în ultima perioadă situația s-a schimbat considerabil și astăzi am ajuns la o zi frumoasă, o zi marcată pentru un eveniment care aduce bucurie în sufletele tuturor membrilor colectivului asistenței medicale de urgență din Orhei. Dacă mi-ați permite să mă exprim metaforic, astăzi avem clipa fericită de a intra în casă nouă. Casă care ne oferă condiții de muncă de cel mai înalt nivel. Acest sediu putem să-l socotim ca un simbol a celor mai frumoase realizări pe care le putem efectua împreună în schimbările pozitive din țara noastră, în drumul spre Uniunea Europeană, în drumul spre țările comunității europene. În acest context,
Aș vrea să aduc sincer mulțumim tuturor cărora, din partea întregului colectiv, tuturor care au participat la construcție și darea în exploatare acestui edificiu dotat și echipat după cele mai înalte standarde europene. Iar din partea noastră, nu numai a veteranilor, dar întregului colectiv, vreau să vă asigur că vom depune tot efortul, elanul, cunoștințele și experiența noastră pentru a ridica nivelul de asistență medicală de urgență acordat locuitorului municipiului și raionului Orhei. Mulțumesc! Mulțumim! Stimați colegi, onorată asistență, cu permisiunea dumneavoastră, permiteți-mi acum să trecem la o mică vizită în cadrul acestui frumos edificiu. Vă anunțăm că vizita noastră va dura... Mulțumesc că ați intervenit. Haideți să facem niște poze de grup. Da? Dar acolo e soare. E ok? Un păcărel cu apă până noi facem o vizită și pe urmă revenim. Bine, mulțumim!